Tragedie în județul Constanța. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce a încercat să-și salveze vecinii din calea flăcărilor. Incendiul a izbucnit în Eforie Nord, iar focul puternic a ars o casă din temelii. Cei trei bătrâni aflați în locuință au suferit grave arsuri pe corp. O casă în care se aflau trei bătrâni a fost cuprinsă de flăcări în localitatea Eforie Nord. Alarmat de norii mari de fum, un bărbat a pătruns în casă și a încercat să-i scoată din calea focului pe vecinii săi. Gestul eroic i-a dus însă sfârșitul, deoarece din cauza incendiului puternic a rămas blocat în casă. Chiar dacă echipajele de intervenție au ajuns la fața locului în cel mai scurt timp, nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Acesta a fost găsit carbonizat în interiorul locuinței, iar autoritățile au reușit cu greu să-l identifice din cauza arsurilor. Au fost salvați în schimb cei trei bătrâni care au fost transportați de urgență la spital. Este vorba de doi bărbați în vârstă de 53 de ani, respectiv 65 de ani, care au fost găsiți cu arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului. În casă se mai afla o femeie în vârstă de 80 de ani care a suferit arsuri ale căilor respiratorii. Medicii au intervenit cu două ambulanțe. La fața locului, pompierii au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Victimele au fost transportate la spital de echipajele SMURD. Deocamdată nu se cunoaște cu exactitate ce anume a provocat incendiul.